În sala de festivități a Bibliotecii Antimi Vireanul, elevii clasei a 11-a ai Colegiului Național Matei Basarab au asistat la o altfel de lecție de istorie. Daniela Samoilă, profesor de istorie, a făcut o scurtă trecere în revistă a momentelor importante care au fost favorabile înfăptuirii visului tuturor românilor, Marea Unire. 1 decembrie, o vis împlinit, România Mare. Aș vrea să plec de la ce a spus domnul director. Domnul director a spus la un moment dat că este un vis împlinit. Da, este un vis împlinit. Am plecat de la Mihai Viteazu, da, de la 1 noiembrie 1599, când are loc unirea Transilvaniei cu țara românească, și mai 1601-1600, când aducem și Moldova. După ce s-a realizat România, unii contestă România mică, România mare, oricum a fost România realizată în 1859, la 24 ianuarie, celelalte provincii vor veni la România. Și a avut perfectă dreptate, România a atras ca un magnet celelalte provincii. Deci primul pas este 24 ianuarie 1859, unirea țării românești cu a Moldovei, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Nu o să ne referim la această unire, dar merg mai departe. Știți, multă lume mă întreabă și astăzi, când se unește Basarabia cu România? De fiecare dată spun, când este un context internațional favorabil. Și de ce trebuie să avem un context internațional? Pentru că plec la Marea Unire din 1918 a avut contextul internațional favorabil. Și contextul internațional a fost primul război mondial. În completarea informațiilor, Ionela Dinescu, doctor în istorie, le-a prezentat elevilor câteva documente în care sunt descrise evenimentele de la acea dată, dar și cum au fost influențați vâlcenii de unul dintre cele mai importante momente la care au fost părtași. Se afla sub ocupație germană, partea de nord a județului, iar partea de sud sub ocupație austro-ungară. Situația nu era foarte fericită. Vâlcenii trecuseră printr-un an 1917 foarte, foarte greu și mare parte din bărbații plecaseră la război, mulți pieriseră, alții erau prizonieri, iar alții se aflau în Moldova, în zona care încă se afla sub control autoritate românească. Trasarea granților cu Austro-Ungaria, iar județul Vâlcea era direct vizat, pentru că această graniță trecea tocmai prin județul nostru. E vorba de stabilirea graniței de nord, care, să știți, că a ridicat grave probleme pentru populația civilă. Granița trecea în zona Brezoi, iar locuitorii s-au aflat în situația în care stabilirea graniței pe râul Lotru a împărțit comuna în două. Astfel, casele locuitorilor au rămas în dreapta Lotrului, iar locurile de cultură, pășunile, livezile, pe partea stângă, în teritoriul austro-ungar. Pericolul semnalat chiar de autoritățile locale era acela ca, citesc, parte din locuitori urmează să fie expuși a-și vinde casele pentru a se stabili în teritoriul cedat Austro-Ungariei, unde și-au proprietățile, fiind forțați de împrejurări, deoarece în partea dreaptă a râului Lotru nu au teren de cultură, locul fiind dosnic și pietros. Era firesc, deci, ca aceștia să solicite lămurirea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri de către autorități. 1 decembrie, ziua României, marchează un moment important al istoriei românilor, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România în 1918.